Este uimitor cât de mult noile tehnologii ne impactează viața de zi cu zi, inclusiv educația. Educația online, ca formă de învățare continuă pentru adulți, este cea mai accesibilă astăzi și câștigă tot mai multă popularitate. Deși are multe beneficii, acest tip de învățare în mediul virtual are și multe provocări. Despre provocări, dar mai ales despre trucurile tehnologice pentru rezolvarea lor, am să vorbesc în acest episod al Business Hacks de astăzi. La Valoria am întrebat 500 de angajați care sunt hacks-urile pentru o învățare online eficientă. Top 5 răspunsuri arată după cum urmează. 1. Configurarea rutinei. Stabilirea unei rutine este utilă ca să ai productivitate. Stabilirea unei rutine este mai ușoară când vine vorba de învățare fizică și de mers la școală, liceu sau universitate și trezirea la o anumită oră pentru a face acest lucru. Poți obține tot ceea ce este mai bun din e-learning dacă stabilești o rutină și cel mai bun mod de a face acest lucru. 2. Utilizarea eficientă a tehnologiei. Astăzi, mai toată lumea știe să folosească computerul într-o oarecare măsură. Totuși, actualizarea abilităților tale îți poate îmbunătăți experiența de învățare online. Ar trebui să ai o conexiune la internet bună. Ce zic eu? Știm prea bine asta. Și un laptop funcțional, astfel încât să beneficiezi de o experiență impecabilă. Utilizarea eficientă a tehnologiei este foarte importantă pentru creșterea productivității. Trebuie să ai o viteză de scriere pe tastatură de 40 de cuvinte în medie pe minut și să știi să folosești tastele de comenzi rapide pentru a-ți finaliza munca într-un timp scurt. Toate astea îți pot consolida activitățile de învățare online. 3. Platformă eficientă de e-learning. Unul dintre cele mai importante lucruri despre un e-learning eficient este alegerea platformei. Există multe platforme, cu toții o știm asta de e-learning, dar nu toate sunt de înaltă performanță. Utilizarea unei platforme substandard îți poate reduce productivitatea învățării. La fel ca viteza site-ului, optimizarea imaginilor sau videoclipurilor poate avea un impact negativ asupra experienței tale de învățare. Amintește-ți că impactul unei scăderi a productivității este mai mult decât crezi atunci când vine vorba de hack-uri de învățare online și poate fi dăunător creșterii tale. Valoria are o platformă de învățare eficientă. Valoria este cea mai bună opțiune de instruire în management, vânzări, leadership, client service și dezvoltare personală, care te poate ajuta să înveți online, să-ți crești veniturile și cariera. De exemplu, dacă ești la început de drum, în management, să zicem, îți oferă cea mai bună experiență de învățare prin cursul Prima Dată Manager sau rolurile esențiale ale managerului de succes. 4. Alegerea platformei potrivite. Da, există diferite tipuri de platforme de învățare online. Cu toții știm asta. Dacă ești în căutarea unor hack-uri eficiente de învățare online, atunci acest pas este foarte important pentru tine. În primul rând, întreabă-te, cursurile înregistrate ar funcționa pentru mine? Sau prefer cursurile live, online sau offline livrate de un trainer într-un grup de peste 20 de înscriși? Este mai potrivită oferta unor cursuri de coaching 1-la-1 care să-ți ofere noi dimensiuni ale experienței de învățare online? Și 5. Nu te izola complet. Reține, învățarea online nu înseamnă că nu trebuie să socializezi. Este o parte importantă a sănătății tale mentale. O abordare pentru a-ți menține sănătatea emoțională este participarea la conversațiile comunității celor care aveți aceleași interese tematice de învățare. Sunt grupuri, chiar în platforma de învățare Valoria, care mută conversația începută în online în offline și ajung să-și socializeze ideile la un pahar de suc sau, de ce nu, de bere. Profită de ocazie pentru a-ți extinde cercul de prieteni sau să te întâlnești pur și simplu cu prietenii tăi odată ce ai finalizat cursul. În oricare dintre cazuri ești, este grozav să te relaxezi după învățare, deoarece îți dă timp de procesare și îți crește apoi productivitatea. Acesta nu este, de fapt, unul dintre acele hack-uri de învățare care te lipesc de laptop, ci mai degrabă este alegerea stilului tău de viață ca om al viitorului. Tu, ce platformă de învățare folosești?